spate. Și lasă-mă că ți-a descuși tu acolo. M-am gândit, bă, să-i spun bancul, nu știu ce. Ideea este că prima dată când m-a invitat Olivian, mă și anunțase, m-am bolnăvit. A doua oară când m-a invitat Olivian acum, iarăși m-am bolnăvit. Și am zis că până la urmă tot trebuie să ajung o dată ca să rup lanțul bolnăvirii, mă știi? Mâine plec din țară și sper că venind, îmi trece boala, că am scăpat de povestea asta. Mă numesc Grațian Sun. Sunt... am făcut multe lucruri, dar pe domeniul despre care vorbim, am fondat și am ridicat site-ul www.patotuning.ro, bănuiesc că fiind, având o legătură cu lumea auto, am înțeles, o parte din voi știți, ați auzit de acest site. Mi-ar face mare plăcere să știu exact cine sunteți voi, măcar în mare, am înțeles că sunteți dealer auto, o parte din voi, aveți afaceri în vânzări mașini sau nu? Sau conexe. Conexe. Lucrați în programare direct? La Siriac Auto, la Agile. Așa? Că sunteți antreprenori de altfel? Marketer online. Marketer online. Aveți site-uri? Sau lucrați la site-uri? Da. E cineva dintre voi care nu lucrează sau nu deține site-uri? De aici? Să ridicem mâna? Cine nu deține sau nu lucrează în cadrul unui website? Deci statul nu are o legătură foarte directă cu website-urile, sunt fericit. Încă o dată insist, nu mă pricep la SEO, nu o să vă povestesc absolut nimic despre SEO și o să încerc să leg o discuție, să interacționăm și știu foarte multe lucruri, dar nu știu, necunoscându-vă exact lucrurile care v-ar interesa. Știu, știu ce înseamnă a gândi un website, ce a porni, un site, al ridica. La momentul ăsta, apropo de Autovit, o săptămână suntem noi pe locul 1 în țară pe linie auto, o săptămână sunt ei, ca număr de vizitatori nici pe săptămână, știți, conform traficului. Ne apropiem, ne-am oscilăm până spre 100.000 de vizitatori în niște zi. Și la nivel de pagini vizionate, la numărul de milioane de vizitatori care vin număr de milioane de pagini, suntem pe locul 7 la clasamentul general în trafic.ro. Locul 7 în trafic.ro înseamnă că dacă High Five e pe locul 1, mai sunt ocazii, Autovit, deci când zic că ca să vii pe locul 7 la general ca număr de pagini vizionate, asta înseamnă că are cineva idee ce înseamnă asta? Nu în sensul că, mamă, că ești tare, super marfă, dar de ce? Ce relevă pentru un site? Un număr foarte, foarte mare de pagini afișate? Un grad de interes mare. Corect, corect. De jumătate e răspunsul perfect. E o putere de brand. Deci, în momentul în care sunt foarte multe pagini vizionate, automat ăsta este un brand. Ca să mă leg de asta și să vin la cuvântul ăla, trebuie să mă uit ca să-mi aduc aminte cu SEO, dar nu știu ce înseamnă, chiar o să-l rog pe Olivia când plecăm de aici să îmi explice și mie. Am așa o... aș exagera dacă spune adversitate vis-a-vis de partea asta de SEO și de programare. Niciodată n-a fost pe sufletul meu. Înainte de mai mulți ani în urmă, am avut câteva magazine de calculatoare deschise prin țară. Unul în București, în Galați, în Brăila, în Focșani, în Sibiu. N-am știut niciodată să instalez un calculator, să pun un Windows, să bag. Deci am fost total străin de partea asta, total la tehnică, programare. De... Nu m-am piedicat să am niște magazine de calculatoare, le-am vândut chiar înainte de criză, am fost foarte inspirat, nu simțisem, dar a fost așa un feeling intern. Și o parte de internet, iarăși n-a trebuit să știu SEO. Și nici în momentul ăsta nu cred că trebuie să cunosc SEO la nivel de, să spunem, deținător, antreprenor, manager, project manager, indiferent ce poziție ai. SEO trebuie să știi doar strict persoana care se ocupă de SEO sau cineva extern, cum a fost Dan.
E minunat. Nu văd de ce ar trebui să-mi bate capul vreodată, dacă ori pot să am în echipă un om care să pricepe sau pot să dau un telefon sau un e-mail. Bă, hai, fă și mie un serviciu, dau și eu ceva, negociem ca în orice business, când descoperi calculatoare. Ca să lucrezi, tot așa faci. Te duci și cumperi de undeva, nu? Deci absolut orice lucru este la îndemână. De asta v-am întrebat. În cazul în care lucrați, sunteți programatori și lucrați și aveți o treabă în legătură directă cu SEO, nu pot să vă spun ce să faceți, că mă pricep. Dar pot să vă spun cum niște elemente cheie, cum să ajungi de la 0, deci la numărul 1. Din nimic. Din nimic. Știu că e ciudat acum dacă deschizi și foarte multă lumea a auzit. Te rog, da, oricând, vă întrerupeți-mă, eu n-am o linie. Eu am câteva repere despre care vreau să vă vorbesc și o să o fac și în orice moment întrerupeți-mă tocmai pentru că vreau să sesizez ce lucruri au relevanță pentru voi și să discutăm despre ele. Te rog. Deci în momentul ăsta de la zero cu un forum și să-l duci la nivelul de fortune sau nu, crezi că se mai poate face pe o nișă asemănătoare, ceva de genul? Fără discuții, da. 100%. Am o dovadă. În octombrie am început piesa auto.ro. De la zero. Un site pornit de la zero, da? Ok, reveni și la partea alta la care te gândești tu a întrebării tale. Am pornit de la zero un site. În momentul ăsta are peste 6.000 de vizitatori, are page rank 5, să-mi spună Dan dacă e ok. E ok, Dan? Dan, e ok? Page rank 5? Page rank 5, nu? Așa mi-au zis băieții mei. În șapte luni de zile, de fapt, în șapte luni jumate, de la zero,